Nebunie mare! Mie care nu îmi place chestia asta cu trendul ăsta nebun, cu RGB-uri și cu toate celelalte, am găsit trei produse de-a dreptul geniale, împreună cu fratele Răzvan și cu unul dintre colegii noștri de la departamentul Product Management, adică achiziții. Cei de la Deepcool ne-au trimis trei produse interesante și am zis ce putem să facem cu ele, pentru că review pentru fiecare în parte sună cam stupid să faci. Să faci review pentru o bandă de LED-uri e nebunie, n-are logică. Să faci review pentru trei ventilatoare pe RGB chiar n-are logică. Haide totuși să plecăm de la ideea că există un utilizator care și-a făcut sistemul și singurele iluminări de tip RGB necontrolabil sau semi-controlabil ar fi iluminarea din culorul procesorului AMD și iluminarea din placa video. Astea sunt singurele surse de lumină RGB pe care le are un utilizator și îi pare rău după un an de zile că vede că se dezvoltă trendul ăsta nebun și nu știe ce să facă și apelează la niște soluții total nebune. Benzi RGB sau benzi cu o singură culoare sau benzi roșii sau benzi single color, o singură culoare și multicolore și tot nu-i place ce e și păi și am zis zic, hai să vedem noi ce putem să facem cu produsele astea pe care le-au trimis oamenii ăștia de la Deepcool și să vedem dacă iese ceva mișto. E foarte adevărat că ne-am chinuit în sensul că nu găseam pozițiile corecte astfel încât să fie lumină ok la interior și Răzvan a zis eu zic să le punem în tavan și pe lateral. Ok, hai să încercăm și jos și în față. Nu, e așa jos și în față, nu merge de nicio culoare. În tavan, frumos. Și ce am folosit de fapt? Că la asta ne rezumăm și asta vă sugerez și eu să folosiți. Sunt încă o dată trei produse un pic neobișnuite, dacă pot să spun așa. Ei bine, ce este aici? Ce bandă este aici? Ha-hap! Este asta. De la Deepcool, modelul se cheamă RGB 200 Pro. Este o bandă cu LED-uri RGB adresabile, adică 12 LED-uri, sunt două benzi la interior, 12 LED-uri fiecare. Fiecare LED luminează singur, nu? Independent, de la cum zice Răzvan acolo. Independent. Ideea este că pe lângă clasicele static, puls, double flash și alte nebunii de genul ăsta, ai acum, prin intermediul acestor benzi de la Deepcool, care se cheamă RGB 200 Pro, ai această opțiune de a merge și pe curcubeu, ce mai era, puls, meteor, care iarăși este un efect bestial, chiar bestial. O să-l vedeți că o să le filmeze Răzvan ușor, ușor pe toate. Ideea e foarte simplă și placa voastră de bază ar trebui să aibă un port pentru a conecta acest tip de benzi RGB. Trebuie să fie port cu 3 pin. Este compatibilă nebunia asta de bandă RGB cu orice soft al oricărui producător, indiferent că vorbim de Gigabyte, MSI, ASRock, Asus, orice placă de bază care are un soft proprietar prin care se poate controla iluminarea RGB, suportă nebunia asta de RGB 200 Pro. Stai mai aici. Următoarea, și am zis neobișnuită pentru că până acum am tot vorbit de astfel de accesorii, dar niciodată nu le-am folosit, nu vi le-am prezentat, le-am văzut pe afară de foarte multe ori prin review-urile sau sisteme celor de pe afară, de pe Facebook sau de pe Twitter, mai ales pe Twitter. Este vorba de un sprijinăcios de placă video. Adică, accesoriul ăsta nu vă lasă placa video să se lase după o perioadă de timp. Pur și simplu o ține la un anumit nivel. Este dedicat și este foarte mulți producători îl sugerează a fi folosit la plăcile video care sunt foarte grele. Ideea e foarte simplă. GH01 ARGB spune tot. Este un suport pentru placa video
ce are și RGB și se poate conecta în setup-ul ăsta nebun. Adică RGB 200 Pro permite, are la unul din capete o mufă care îți permite să conectezi și acest suport de placă video. Mie mi se pare mai mult decât ok accesoriul ăsta. Și știu că în urmă cu vreo 3-4 ani de zile erau foarte mulți utilizatori care căutau plăci ăsta, carcase ce se dispună și de acea tijă cu suport pentru placa video, să o ridice, să o țină la un anumit nivel. De ce? Pentru că plăcile video foarte grele au tendința, după perioade mai lungi de timp, 2-3 ani de zile, să afecteze într-un fel slotul PCI Express. De ce? Pentru că ele, by default, de la natură, de la producător, sunt grele. Așadar și prin urmare, ăsta este un al doilea accesoriu care s-ar putea să aducă RGB în carcasa ta. Mamă, ce urât a sunat asta, parcă eram la televizor. Dar, în fine, am fost și la televizor și poate o să mai fim, cine știe. Cu siguranță o să mai fim, dar nu vă dezvoluiesc acum unde o să fim și ce o să facem. Al treilea și nu cel din urmă, este un kit de 3 ventilatoare. Tot de la Deepcool, o să-mi rupă mâna. Ai! Cele mai frumoase ventilatoare pe care eu le-am văzut în ultimii 2 ani de zile. Cele mai frumoase ventilatoare din punct de vedere al designului, din punct de vedere al construcției. Este foarte adevărat că din punct de vedere al montării îți dă un pic bătaie de cap. Răzvan îmi face semn așa, știu. Știu, de asta este cea mai importantă caracteristică a setului ăsta de 3 ventilatoare. Pot fi controlate numai prin intermediul telefonului și a softului proprietar Deepcool, care se cheamă MF Control și poate fi găsit atât pe Android cât și pe iOS. Nu știu ce să spun de ventilatoarele astea. Într-adevăr, prețul este un pic ampiperat, dar toată lumea, toți cei care au văzut designul și partea de iluminare au zis că e ceva deosebit la ele și puteți să spuneți lucrul ăsta, că e ceva deosebit la ele. Partea cea mai interesantă este că cei de la Deepcool, pe lângă faptul că le consideră ventilatoare pentru carcasă, pentru a oferi carcasei și componentelor de la interior un airflow foarte bun, îți pun în pachetul cu accesorii și 12 șuruburi ce pot fi folosite împreună cu cele 3 ventilatoare pentru a fi montate pe un radiator de 360 de mm. Cam ca un flux de aer, când pornești calculatorul zici că a plecat o navetă spațială de la Cape Kennedy din America spre Lună, spre Soare, spre mai știu eu, spre Marte, spre alte nebunii de genul ăsta. Acestea sunt cele 3 accesorii pe care eu personal și cu Răzvan le-am tot analizat, canalizat și am zis, hai bă frate, să vedem, reușim să facem chestia asta. Nu ai niciun fel de iluminare RGB. Place genul ăsta de iluminare într-un sistem? Adică, pe bune, lăsați-ne și nouă un comentariu în secțiunea dedicată dacă vă place ce ne-a ieșit cu aceste 3 accesorii RGB. Bandă adresabilă RGB. Suport pentru placa video, la fel, cu RGB și acest minunat set de 3 ventilatoare de 120 de mm controlabile prin intermediul telefonului, adică wireless. Ce trebuie să faceți? Că asta n-am spus-o. N-am spus lucrul ăsta, nu? N-am spus lucrul ăsta. Pur și simplu trebuie să vă conectați la rețeaua voastră de acasă, vă detectează controllerul și sunteți în control. Ce bine am dat-o, mă doare cap. În control. Și se poate modifica și turația. Da. Iluminarea de la 500 până la 1500 de RPM. 2500? 2000? 2200. Eu am văzut 500 la tine pe telefon. Cel mai mult am văzut 1500, deci tu la maxim să se audă. Uite, mă dau cu microfonul mai aproape, cu lavaliera. Hai, dă! Mamă, deja mă simt, simt briza mării cum îmi împinge în plete. N-am avut altă rimă. Aia e. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi,
știți ce aveți de făcut. Dacă nu v-a plăcut, atunci înseamnă că nu vă place iluminarea RGB și aia e. Dacă sunteți aici între cei pe minunatul nostru canal pe Țigară TV și vă place conținutul pe care îl facem, pe care îl oferim și avem multe proiecte care sunt mai mult decât sigur că vă vor surprinde, atunci dați pe butonul pe care scrie subscribe, apăsați-l și nu în ultimul rând clopoțelul, pentru că acela vă anunță mai devreme sau mai târziu, depinde de YouTube acum, când postăm câte un clip nou sau când intrăm în live, pentru că facem și live-uri, în fiecare marți începând cu ora 5 până săptămâna viitoare, adică până la live, sperăm să jucăm Rage, dacă nu, asta e, găsim noi un subiect astfel încât să fiți alături de noi, vă urez eu și cu Răzvan să aveți o seară minunată!